acasă aici. Meci foarte greu. Noi cred că am început foarte bine primele 15 minute. După aceea am fost puțin dominați, ne-au dat un gol la singura lor ocazie. Important este că am reușit să marcăm până la pauză, că altfel că eu cred că ne făceam un meci foarte dificil. Este important că am început Liga 2 cu dreptul. Sperăm să continuăm așa și să reușim promovarea. Pot să mă bucur. Pentru că, vă dai seama, viața noastră a antrenorului este destul de scurtă și am trăit periculos. Am început meciul bine, pe o căldură insuportabilă și exact la ce ne așteptam, acel joc de tranziție pozitivă și contraatac pe care știam că îl vor practica, au ajuns în preajma careului și am luat un gol, dar am felicit băieții pentru că au avut puterea de a reveni. Ca și efort, ca și atitudine, ca joc, pentru că au fost momente bune, dar cel mai dezamăgit sunt de perioada în care am avut superioritate și atunci o echipă care are o posesie foarte bună în 11 contra 11, de-a lungul meciurilor amicale și chiar și astăzi, pe urmă să nu poți să ții mingea, asta îmi arată un pic de teamă datorită presiunii obiectivului. Dar sper să o reglăm și odată cu această victorie, încrederea jucătorilor să fie de ce mai mare.